La data de 20 martie, Centrul Național de Conservare și Promovare a Patrimoniului Cultural Imaterial organizează atelierul de folclor cu titlul Valorificarea repertoriului muzical inclus în culegerile semnate de Dumitru Blajinu. Printre participanți se numără și interpretul de muzică folclorică Marin Ganciu, pe care îl salutăm cu mare drag în această dimineață în studioul nostru. Și suntem gata să-l ascultăm cu piesa O Iisuse Dulce. Bună dimineața și vă ascultăm, domnule Ganciu! Dulce, pentru noi pe cruce, tot te-ai răstignit. Iar eu rătăcitul și nepriceputul am păcătuit. Iar eu și tu și nepriceputul am păcătuit. Pe-a plângerii vale de la tăcale mult m-am depărtat. A tale cuvinte, preasfinte, nu le-am ascultat. A tale cuvinte, Iisuse preasfinte, nu le-am ascultat. Dar acum iată inima mea toată ție ți-o jertfesc. A mele păcate vreau acum toate să le părăsesc. A mele păcate vreau acum toate să le părăsesc. Rogu-mă fierbinte, fiule preasfinte a lui Dumnezeu, dă-mi aralinare de iar ușurare sufletului meu. Dă-mi aralinare de iar ușurare sufletului meu. Căci eu cu credință și cu umilință vin la tine acum. Primește-mă, Sfinte, fii al meu părinte, pe al vieții drum. Primește-mă, Sfinte, fii al meu părinte, pe al vieții drum. Amin. Vă mulțumim foarte mult, Ganciu. Este o piesă foarte frumoasă și sensibilă. Încă o dată vă spunem bună dimineața, bine ați venit la Telematenan și știm că veți fi prezent în cadrul acestui atelier de care am menționat mai sus. Bună dimineața, mulțumim pentru invitație. Când veneam aici, mă gândeam, oare să încapă un cântec duhovnicesc în emisiunea aceasta. Dar când am venit, chiar m-ați întrebat dumneavoastră dacă pot cânta un cântec duhovnicesc. Mulțumim pentru această oportunitate de a slăvi pe Dumnezeu, de a cânta scumpilor noștri telespectatori în acest început de post, da. Postul mare.
Da, mulțumim pentru acest moment de lumină, de spiritualitate pe care ni l-ați adus și ni se recomandă în această perioadă să fim aproape de noi înșine, de cei din jur, să stăm mai departe de bârfe, inclusiv și de rețele de socializare. Noi știm că dumneavoastră nu sunteți un adept al tehnologiilor. Să ne spuneți, cum reușiți să funcționați și fără aceste gadgeturi și tehnologii? Mulți mă întreabă, de ce ești mereu, nu știu, vesel? Poate de aceea că nu mă ocup sau nu utilizez internetul absolut niciodată în viața mea. Deci nu aveți, Marin Gangiu nu are pagini de Facebook, Instagram, Instagram de... TikTok, nu, pentru că mulți interpreți din muzică populară chiar se lansează și în aceste platforme. Nu am absolut nimic, am un telefon simplu cu butoane și pe care mă strădui să-l utilizez cât mai puțin și pe acela. Vreau să fiu cum erau oamenii înainte, așa să fiu și eu. Eu țin minte acele timpuri foarte luminoase, copilăria noastră, când fără toate aceste tehnologii, noi ne jucam, noi trăiam fiecare clipă, fiecare minut. Și acum când văd într-un leibus 95%, spre exemplu, de oameni care stau cu fața țintuită în acel telefon sau cum se numește el, nu știu, mi-e jale, pur și simplu. Nu comunică lumea. Eu stau și mă uit la dânși. Doamne, miluiește și pe mine și pe dânși și pe toți. Nu știu. Dar cu toate astea reușiți să le transmiteți tinerilor dragostea pentru folclor, pentru că sunteți un mentor pentru mai mulți tineri și reușiți să le transmiteți și folclor autentic, care este foarte important și aveți mare grijă de acesta. Dacă despare folclorul, tradițiile noastre, pur și simplu sfinte. Noi avem tradiții sfinte. Cât laice, atât și religioase, atât vom dăinui. Pur și simplu vom fi. To be, da? Aha. Or not to be. Pur și simplu, eu vorbesc foarte serios despre aceasta. Deci, și noi trebuie să le păstrăm cu sfințenie, fiecare la locul lui. Dumneavoastră aici, eu acolo, în fața crăițelor mele, da, pentru care mă jertfiesc, eu așa socot. Nu jălesc timp, nu jălesc finanțe, nu jălesc nimic, ca să fie ansamblul Crăițele un ansamblu bun. Și copiii să însușească cântecele noastre, folclorul nostru mult înțelept. Dar și să ne spuneți, cum a evoluat ansamblul Crăițele de-a lungul acestei perioade? Pentru că le vedem evoluând și la mai multe concerte și în cadrul mai multor proiecte. Cât de interesate sunt, cât de mult le place. Vin cu mare, mare dor și la ultima lecție, sâmbătă, am avut 2 ore și după prima oră am avut o pauză. Zic, lasă să fie o pauză mai mult, mai îndelungată, să se mai joace. Și s-au jucat. Și când s-au șezat jos, una din ele a spus, cel mai bun profesor sunteți. Că ne-ați lăsat să ne jucăm. Eu știu că ele se întâlnesc nu numai să cânte, și noi cântăm minuțios, noi facem canto, arta vocală, dar să se și joace. Deci nu e nevoie de severitate ca să îi faci pe copii să înțeleagă lucruri frumoase și valoroase. Mă rog, eu stăteam aici și mă uitam în texte și auzeam cu ele acolo, strigă tocmai, nu era nimeni în centrul nostru de creație, Luceafărul, și ele se jucau și eu zic, las, se joace. Eu controlam situația. Dar zic, las. Și vineau înapoi, grămăjoară toate ca furnicuțele, ca calbinuțele, iar fugeau în sus, la etajul 2. Și zic, las, că e bine. Și ea când s-au șezat, mi-a spus fetița că foarte mult le-a plăcut această recreație. Să ne spuneți un pic despre evenimentul care va avea loc mâine, pe data de 20 martie, și sunteți invitat să cântați în cadrul atelierului. Da, foarte multe detalii nu cunosc. Sunt invitat, cum ați spus, să cânt vreo 2 piese selectate din culegerele maestrului Dumitru Blăjinu. Vreau să menționez că
îl cunoșteam foarte bine pe dumnealui. Mi-a dăruit o culegere, chiar astăzi m-am uitat, cu un autograf foarte așa răspicat, desfășurat. Culegerea se intitulează Antologie, 1107 melodii, dacă nu mă înșel. Și dumnealui așa a scris: Marine, îți dăruiesc această culegere monumentală. Dumnealui a numit-o monumentală fiindcă a depus un efort foarte mult. Acolo trebuia de mers în expediții cu ani, cu zeci de ani, apoi să notezi, să alegi, să notezi acele melodii și până la urmă să încapă într-o culegere de care noi, interpreții, foarte mult ne folosim. Eu am vreo câteva piese selectate din acele culegeri. Dar să ne spuneți un pic și despre faptul dacă ați făcut și dumneavoastră expediții de genul ăsta și ați selectat și dumneavoastră folclor și ce exemplu v-a servit folcloristul Dumitru Plajina? Absolvind sau studiind la Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice, secție Canto Popular, eu, deci am fost învățați acolo să mergem în expediții, să întrebăm bunicii, buniei, vecinii, consătenii. Ce își aduc aminte din memorie. Ce îți aduc aminte, da, să salvăm folclorul, să scoatem din gura pieirii. Și noi făceam acele expediții pe parcursul anilor de studii, cât și după aceea. Am înregistrat-o pe mama. Multă lume nu-și dă seama, ia că mama este și pe urmă nu mai este. Și, măi, dar de ce nu am înregistrat-o noi? Voce măcar. Au fost cazuri când s-a apropiat de mine copiii unor informatori, așa îi numim pe cei care ne cântă, și au zis: noi știm că ai fost cu un magnetofon la noi. Și cred că păstrezi înregistrările acelea cu părinții noștri. Hai, te rog, dă-ne-le să le avem și noi. Nu ne-a dat în cap. Că cândva o să aibă cineva nevoie. Să auzi măcar vocea mamei, măcar. Și vocea mamei dumneavoastră ați înregistrată, da? Da. Câte lucrări de preț ați selectat? Mama cânta cântece duhovnicești. Asta era foarte religioasă. Cu cântecele ei ne trezeam, cu cântecele ei ne adormeam, cântam cu dânsa. Avea un caiet de slăviri, cum le numea ea. Și vreau să zic că ultimii vreo 25 de ani eu m-am ocupat cu acumularea acestor cântece, redactarea lor foarte minuțioasă. Am ajuns la 100 și ceva de asemenea cântece, inclusiv și din caietul mamei. Deci e un caiet monumental. Monumental, exact. Da. Cât sunt de interesați tinerii din ziua de astăzi să meargă în astfel de expediții, să exploreze folclorul autentic, pentru că știm, acum mulți, deși zic că fac folclor, cu timpul încep să-l trunchieze, să-l modifice, să-l stilizeze, să apară alte variante de cântece folclorice. Adică o temă din cele care se vor discuta mâine, în cadrul acestui atelier, este și următoarea. Cântecul folcloric de la informator până în scenă. Ați abordat o temă importantă. Și eu sunt cel care am practicat în cel mai serios mod aceasta. Adică m-am ciocnit, am văzut cum decurge procesul ăsta, ce trebuie să faci, ce nu trebuie să faci. Și acum vreau să vorbesc ca un exemplu despre un cântec selectat din culegerea maestrului Dumitru Blajinu, care se intitulează Codreanca. Și vreau chiar să vă vorbesc cum am abordat eu acest cântec. Deci, dar după asta ne cântați cântecul. Vă cânt? Da. Suntem la final de interviu și da, să da. Deci am eliminat tot ce nu era bun între noi, tot ce nu stă bine. De exemplu, în strofa a treia era așa un dialog. Hai, femeie, lăprășit, nu pot, m-am îmbolnăvit. Măi, femeie, sapă-ți șede, plească-i ochii cui o vede. Era așa. Asta e blestem.
eu știu că blestemul este un păcat. Da. Și nu-i frumos pentru o nevastă moldoveancă frumoasă și harnică să blesteme. Și am schimbat așa. Mai femeie, sapă-ți șede. Las, că nimeni nu vede. Stai în saraie acolo undeva și nu vede. O leacă am diminuat. Da, da. Iată un mic exemplu v-am dat și acum să cânt. Da, da, vă rugăm chiar. Vă ascultăm. Da. Vreau să vă întreb pe dumneavoastră, de unde sunteți dumneavoastră? Noi, eu sunt din Chișinău. Bine, eu sunt din Strașoniu, satul Sireți. Aha. Și că eu am în repertoriul meu exact o piesă despre frumoasele și harnicele sirețence. Hai, să ascultăm. Ce frumos. Bat-o vina sirețeancă, da-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 
Bat-o vina serețan, că da 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 da. Gini cântă, gini joacă, da 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 da. Gini cântă, gini joacă, da 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 da. Dar radio nu vrea să meargă, da 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 da. Gini cântă, gini joacă, da 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 da. Dar la deal nu vrea să meargă, da 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 da. Dimineața roua-i mare, da 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 da. Și se udă la chișoare, da 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 da. Dimineața roua-i mare, da 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 da. Și se udă la chișoare, da 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 da. Dimineața roua cade, da 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 da. Peste zi soarele o arde, da 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 da. Dimineața roua cade, da 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 da. Peste zi soarele o arde, da 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 da. Hai femeia la prășit, la da 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 da. Nu pot, m-am îmbolnăvit, la da 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 da. Hai serețeancă la prășit, la da 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 da. Nu pot, m-am îmbolnăvit, la da 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 da. Măi femeie, stapa-ți șede, la da 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 da. Las că nimenea n-o vede, la da 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 da. Măi femeie, stapa-ți șede, la da 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 da. Las că nimenea n-o vede, la da 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 da. Hai femeie la băut, la da 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 da. Fă-nainte că te ajung, la da 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 da. Hai femeie la băut, la da 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 da. Fă-nainte că te ajung, la da 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 da. Măi lua un bețișoare, la da 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 da. Și măi mergi încetișoare, la da 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 da. Doar atât o-i zăbovi, la da 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 da. Până și măi îmbrobodi, la da 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 da. Vă mulțumim mult, domnule Ganciu, să aveți parte de o zi reușită, iar mâine să aveți o întâlnire deosebită cu tinere și cu colegii de breasă. Vă mulțumim pentru această dedicație, e cea mai frumoasă din toată viața. Lasă că vedem!